Vorbesc un pic mai încet ca să nu o trezesc pe cea mică, pentru că tocmai ce am culcat-o am fost la cumpărături și a obosit-o toată aglomerația și pe mine, ce-i drept, e full peste tot. Și mi-am făcut plinul de fructe și legume, dar fructe în principal pentru că vreau să revin la smoothie-urile mele din fiecare zi. În perioada în care le consumam zilnic, măcar unul pe zi, mă simțeam foarte bine și foarte hidratată și, nu știu, aveam energie toată ziua. De când am renunțat la ele, am resimțit. Așa că am făcut cumpărăturile iar de mâine din nou pe smoothie-uri. Ca idee, îmi plac foarte mult cele recomandate de Sonia, pe lângă faptul că sunt foarte gustoase, se prepară și foarte repede. Și cum eu sunt mereu pe fugă, e perfect dacă în maxim 5 minute am și preparat, am și consumat și am și fugit din casă. Deci ăsta e motivul pentru care le fac pe cele pe care mi le-a recomandat ea. Sunt foarte simplu de făcut, le și găsiți la mine pe pagină în cazul în care sunteți curioși. La ultima mea vizită la medic am fost întrebată dacă mănânc suficiente fructe și legume și evident că răspunsul a fost nu. Pentru că oricâte smoothie-uri aș bea eu, nu e ca și cum aș mânca un fruct așa, în stare brută. Și medicul mi-a spus, nu este același lucru. Dacă bei un smoothie, nu înseamnă că ai mâncat și banană, și mango, și cătină, și morcov. Înseamnă că este un smoothie, doar nu la fel de sănătoase cum ar fi fructele netrecute prin blender. Extractul din acele fructe. Tu trebuie să mănânci fructele exact așa cum sunt ele, ca să consideri că ai mâncat fructe și că ți-ai luat vitaminele în mod corespunzător. Desigur, smoothie-urile sunt foarte bune și sănătoase, dar am primit câteva mesaje în care îmi cereți și rețeta de smoothie-uri. Eu am mai postat de-a lungul timpului rețete, dar vă scriu pe cea sau pe cele două pe care le fac cel mai des. În general, smoothie-urile din fructe, pentru că pot fi și smoothie-uri cu legume, eu n-am găsit o rețetă până acum care să-mi placă, dar poate cine știe, într-o zi o să revin asupra acestui subiect. Smoothie-urile din fructe trebuie să conțină fructele pe care noi, în mod normal, le consumăm. Spre exemplu, eu nu prea mai mănânc ananas, pentru că atunci când prezentam o emisiune, am ținut o dietă cu rare ori cumpăr și la fel cum îl cumpăr, din păcate, ajunge la gunoi. Ananas și mâncam în continuu ananas. Și așa cum am pățit și cu somodieta, de acum nu prea mai suport somonul, așa mi s-a întâmplat și atunci. Am mâncat atât de mult ananas încât nu prea mai pot să-l văd. Și în cazul în care vă plictisiți de același gust sau de aceeași rețetă, puteți să alternați. Că sunt foarte multe rețete și pe internet găsiți o grămadă de rețete de smoothie-uri sau de salate de fructe sau o grămadă de chestii super sănătoase. Important e să consumați fructe și legume și mai ales în sezonul rece. Și apropo, dacă și voi aveți rețete sănătoase de smoothie-uri, puteți să-mi scrieți mesaje și eu le postez pe story, ca să vadă și cei care mă urmăresc, să vadă și ce au mai încercat oamenii și le-a și plăcut. Așa că puteți să faceți recomandări voi între voi, prin intermediul meu. Da, sunt foarte multe recomandări de smoothie-uri super delicioase, dar v-am zis, trebuie să pornească de la fructele sau legumele pe care voi le consumați în mod normal. Pentru că dacă un fruct sau o legumă nu vă place în mod normal, ca atare, clar, nu o să vă placă nici în smoothie. Și tocmai pentru asta vă recomand să folosiți doar ce aveți întotdeauna în frigider și legume și fructe pe care le tolerați. Sau mai mult de atât, pe care le iubiți. Trebuie să le iubiți, nu să le tolerați. A tolera înseamnă așa, mă rog, e acolo, îl suport, dar nu-mi place neapărat să îl consum. Și dacă tot vorbim de fructe și legume și dacă tot vă povesteam că eu în mod normal nu consum cât ar trebui, cât e necesar organismului să consume, acum de câteva zile recunosc că nu am ținut postul, dar de câteva zile îl țin. Și am de gând să-l țin până de Crăciun. Și mama soacră, pentru că este a doua mamă a mea și care întotdeauna îmi face toate poftele, mi-a pregătit astăzi o mâncare de legume înghit în sec, ați observat. Și chiar mă gândeam, uite cum universul aduce în viața noastră ceea ce ne lipsește. De data aceasta mi-a dus legumele. Trebuie să consum mai mult pestrițo. Ia de aici! Cred că ar fi o idee foarte bună să facem schimb de idei de preparate de post, pentru că toți suntem în perioada asta și, desigur, pe piață sunt foarte multe variante la care putem apela în cazul în care luăm această decizie să ținem post. Mai avem puțin până la Crăciun, dar sunt convinsă că foarte mulți dintre voi vreți să mai aveți, nu știu, niște variante noi de mâncăruri de post. Ar fi binevenite ideile voastre. Așa că scrieți-mi în mesaje și eu le postez aici. And 3, 2, 1, action! Beautiful. I love it. Awesome. Thank you, Billy. Și nu uitați că ne aflăm în cele 5 zile de giveaway. Trebuie neapărat să mergeți în feed să vă înscrieți. Cei de la contact.ro, pe lângă site și aplicația mobilă, au și 200 de magazine fizice în toată țara. Deci voi să vă fac cunoscut acest fapt că ei sunt organizatorii acestui giveaway. Ei vă oferă cele 123 de premii în valoare de 10.000 de euro. Așadar, mergeți în feed și înscrieți-vă pentru că timpul se scurge. Să vedem unde ajung cele 123 de premii. Oh, you say you wanna get away. We don't need a plane. Freak like Astăzi merg să iau cadouri pentru Crăciun și evident că am nevoie și de un spiriduș, așa că l-aștept pe Alex. Numai că el întotdeauna se mișcă greu. M-am înarmat cu multă răbdare, sunt zen, 100% și sunt happy că merg să cumpăr cadouri. Uitați spiridușul! Gata! Ia uite, mamă, ce colorat ești! Ca întotdeauna! Hai, spiridușule, să mergem să cumpărăm cadouri de Crăciun! Abia aștept! Mi se blocase telefonul, nu mai puteam să fac story! Păi m-a văzut pe mine așa, simpatic, ce să zic! Îmi vine să-l arunc! Ai telefon nou? Da! Frumos! Frumos, ai moșul și la tine mai devreme! Da, 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 în fiecare zi!